Cu ajutorul aplicației Vodafone Guardian, părinții pot asigura copiilor o experiență sigură și responsabilă de utilizare a smartphone-urilor cu sistem de operare Android. Pentru a descărca aplicația, trebuie să accesezi magazinul de aplicații Google Play și să cauți aplicația după numele Vodafone Guardian. Descărcarea este gratuită, iar traficul în aplicație este gratuit doar pentru clienții Vodafone. La prima utilizare, trebuie să citești termenii și condițiile aplicației și să îi accepti. Pentru a utiliza toate funcționalitățile, este recomandat să instalezi și extensia Guardian Protector. Acum este gata de utilizare. Primul pas în configurarea aplicației Vodafone Guardian este setarea unui număr de telefon al unuia din părinți, care va primi un SMS de notificare de fiecare dată când copilul va încerca să dezactiveze aplicația. După aceea, trebuie să alegi o parolă pe care doar părintele va trebui să o cunoască. Pentru a ajuta la îmbunătățirea aplicației, ești întrebat dacă dorești să contribui cu informații legate de modul de utilizare a acesteia. Aplicația este gata de utilizare. Părinții pot configura blocarea anumitor contacte sau numere de telefon pentru a preveni primirea de mesaje sau apeluri inadecvate. De asemenea, apelurile efectuate pot fi configurate să aibă ca destinatar doar contacte prestabilite. Mai mult decât atât, părinții pot stabili un interval specific de timp în care apelurile pot fi primite sau efectuate și aplicațiile pot fi accesate. Poate fi ales câte un interval de acces pentru fiecare aplicație în parte, în funcție de decizia părinților. Setarea este utilă pentru a reduce elementele ce distrag atenția copiilor în timpul perioadelor în care aceștia își fac temele. Accesul la internetul pe mobil poate fi de asemenea restricționat în anumite perioade, cum ar fi în timpul școlii sau noaptea. Restricțiile se pot aplica nu doar în cazul accesului la rețeaua 3G, dar și pentru Wi-Fi, Bluetooth și camera foto. Controlul asupra camerei foto le permite părinților să decidă și ce este adecvat pentru copii să fotografieze, filmeze și să posteze pe rețelele sociale.